Arșița a pus stăpânire peste urbea de la Dunăre. Doar în ultima zi, sute de gălățeni au apelat numărul unic de urgențe, 112, după ce au simțit că sunt doborâți de soare. Doi oameni s-au prăbușit pur și simplu pe stradă. Soarele arde cu putere pe aproape întreaga perioada zilei, iar mulți dintre gălățenii nu țin cont de recomandările medicilor și pleacă de acasă în timpul prânzului. Serviciul de ambulanță Galați a înregistrat un record privind solicitările. Peste 240 de persoane au cerut ajutorul medicilor doar în ultimele ore, cu 60% mai mult decât în mod normal. Cei mai mulți dintre cei care au sunat la 112 au fost bătrâni sau persoane care sufereau de o boală cronică, ce s-a agravat pe fondul caniculei. Ministerul Sănătății recomandă persoanelor vârstnice, copiilor și bolnavilor cu afecțiuni cronice, în special cardiace și respiratorii, să evite deplasările între orele 9 și 19, precum și frecventarea locurilor aglomerate. În cazul expunerii la soare, trebuie obligatoriu să fie folosite mijloace de protecție, pălării, umbrele, ochelari de soare, îmbrăcăminte subțire, preferabil din țesături naturale și în culori deschise. Se recomandă creșterea consumului de lichide la 2-4 litri pe zi și evitarea alimentației bogate în grăsimi. În același timp, se va reduce consumul de cafea și se va evita consumul de băuturi alcoolice.